Deci, vom avea cărare pe mijloc și secționarea până la ureche va fi, fiindcă părțile laterale, adică părțile din față, le voi face prinse în spate și vom pune accent mai mult pe aranjarea în spate. Coafura dată, anul ăsta la fel este foarte actuală printre mirese, fiindcă tot acest volum de păr îl voi secționa în 4 rânduri, vor fi 4 rânduri, a câte 4, 5 valori sau 3. Deci, prim rând îl selectăm. Dacă aveți un păr moale de la natură, îl puteți preluca cu Salt Mist, este spray cu sare, care întărește textura firului de păr și îl face mai rezistent. Deci, aici vom face 3 gicle, 3 onduleuri, 3 valuri. Așa, de obicei, ondularea o încep cu o parte laterală, nu încep cu mijlocul, ca apoi ea să nu mă încurce la ondulare. Și este foarte important ca toate aceste șuvițe de păr să fie de aceeași densitate, de aceeași grosime. Această șuviță de păr o despart în două bucăți pe orizontal și voi efectua taparea. Pudră, tapare, taparea apăsată la rădăcini, fixator și uitați-vă, doar la șuvița dată se referă, taparea o vom face la partea de deasupra pentru ca să nu creăm prea mult de desubt. Să nu ridicăm prea mult șuvița în sus, dar să atârne cât mai pe gât. Doar la stratul dat se va referi pentru primul rând de valuri. Așa, netezăm bine șuvița, prelucrăm la suprafață cu fixator, acolo unde a fost zona tapării. Așa, toată lungimea de păr o vom prelucra cu fixator lichid. Pieptănăm bine șuvița ca să extindem bine produsul și după aia începem ondularea. Vom face ondularea de desubt. Așa. Momentul important de ondulare, poziționăm ondulatorul de desubt, clama deschisă și când ajungem sus, răsucim spre stânga. Pe dedesubt clasic, de deasupra spre stânga. Clasic spre stânga când revenim la suprafață. Și este de dorit ca să fixați cam același timp pentru toate onduleurile. Facem primul onduleu și neapărat îl fixăm cu o clamă ca să se răcorească acolo bine. Și exact la fel continuăm cu următoarele două. Efectuăm volumul la rădăcină, șuvița deasupra, adică prima șuvița o tapetăm de desubt, a doua șuviță de deasupra și să fiți atenți că această metodă se referă doar la primul rând de valuri. Iarăși, nu uităm, înainte de ondulare aplicăm fixativ, fie că lichid sau aerosol, pentru a spori ondularea mai reușită și uitați-vă, este foarte important deja după primul onduleu să ținem cont la ce distanță poziționăm onduleul ca să fie pe poziție cam același ca primul onduleu. Răsucim spre stânga când ajungem sus pe ondulator. Ondulatorul mereu trebuie să fie poziționat în aceeași poziție și de la scalpul pentru fiecare val să aibă aceeași distanță de la cap, adică de la rădăcini. Mereu în aceeași distanță, ca atunci când veți face aranjarea, să fie cu exactitate val în val.
în primul nivel de unduleuri am avut 3 șuvițe, în următorul nivel trebuie să avem 4 și este foarte important că atunci când vom face secționările să nu fim cu exacticitate în aceeași secționare ca precedentele. Așa. Am secționat 2 șuvițe mari și apoi aceste 2 șuvițe încă câte 2. Și foarte atent ca să avem aceeași densitate pentru fiecare șuviță. Și este important când voi face unduleu să nu ondulez aici pe lateral, dar să vin cu direcție spre spate. Toate să fie poziționate în aceeași direcție și când voi ondula, onduleu îl voi ține exact la aceeași distanță pe care am păstrat atunci când am ondulat primul nivel. Iarăși pregătim șuvița, facem șuvița volumul de la rădăcini cu pudră și fixator. Așa, la fel am secționat în 2 părți egale pe orizontal. Și deja aici toate șuvițele le facem volumul de dedesubt. Pulverizăm fixativ lichid înainte de ondulare. Deci, important poziționarea ondulatorului, aceeași distanță de scalp ca la primul strat. Și cu mare grijă ondulăm și menținem. Fixăm clama și trecem la următoarea șuviță. Exact la fel și următoarea șuviță, pregătim volumul de la rădăcini cu pudră și tapare, după care fixator. Este important ca volumul să fie bine presat la rădăcini, adică această tapare să fie bine dusă la rădăcini ca să se prindeze acel volum. Să nu fie volum pe lungime, dar volum la rădăcini. Iarăși fixativ înainte de ondulare. Și iarăși cu mare atenție poziționăm ondulatorul exact la aceeași distanță de scalp cum au fost toate buclele sau șuvițele precedente. Este foarte important ca să obțineți o ondulare frumoasă și ca la final când veți face aranjarea să fie cu exacticitate val în val, să fie totul într-o masă de păr frumoasă, să fie însăși ondularea efectuată corect. Exact la fel continui și cu celelalte șuvițe. Deci, a treilea rând l-am ondulat exact așa ca al doilea, dar ultimul rând este foarte important ca mereu să aveți minim 3 șuvițe, să nu fie doar 2, fiindcă nu o să vă ajungă masă de păr să aranjați frumos. Deci, aici voi face secționările nu exact drepte, ca mai jos, dar un pic pe diagonal, sub unghiuri. Vă explic anume de ce, că atunci când vom face iarăși aranjarea, să fie frumoase, frumos intersectate toate valurile unul peste altul. Adică să fie frumos de făcut toate trecerile între ele. Că în așa mod se primește că aceasta se va suprapune peste cea de mijloc, când îi vom aranja șuvița de pe mijloc, apoi cea de pe lateral și se vor aranja frumos peste șuvița de pe mijloc. Se vor intersecta frumos. Aici volumul la fel îl efectuăm ca și la șuvițele precedente. Pudra, parea, dacă doriți un volum mai accentuat, se poate un pic mai multă tapare la ultima șuviță.
pulverizăm fixativul lichid înainte de undulare, peptenăm bine șuvița și o vom poziționa la undulare. Undulatorul îl vom poziționa exact la distanța ca la șuvițele precedente. Primești cu cât mai sus urcăm cu nivelurile de unduleuri, cu atât mai distanța de scalp. Iar și efectuăm taparea. Și șuvița precedentă și șuvița cealaltă. Pudră tapare, fixator. Netezim. Pulverizăm fixativul lichid înainte de ondulare. Ondulatorul îl poziționăm exact la aceeași distanță de scalp față ca și celelalte șuvițe. Părțile laterale. Așa, toată această masă de păr. Dacă presupunem vă doriți volum ca să fie la rădăcini, efectuați sigur că întâi volumul și după care prindeți părul. Eu nu voi efectua volum, voi face strâns pe scalp. Peptenăm după urechiușă. Voi aplica o clamă. Așa, am voi prelucra bine această zonă cu fixator și această masă de păr șuvița dată va fi ondulată și la final o vom aranja în partea din față. Fixa și niște clame. Fiindcă coama de metal la final, ca și cum o scoatem de la clientă, dar șuvița dată de păr trebuie să fie prinsă. Înainte de ondulare, toată această masă de păr trebuie prelucrată cu fixator lichid, după care vom ondula. Aici se poate efectua 2 sau 3 onduleuri. Eu voi efectua 3. Mai bine 3 onduleuri mai subțiri se vor ondula mai bine decât 2 și prea groase. Prelucrăm cu fixativ lichid înainte de ondulare. Ondulatorul dedesubt la șuviță și ondulăm. Scoatem primul rând de onduleuri.
și va începe direct prelucrarea șuviților și aranjarea val cu val. Deci, vom începe cu aranjarea. De obicei, primul strat la primul rând de valuri efectuez o tapare ușoară la partea de desubt a șuvițelor. Pulverizez un pic de pudră, efectuez o tapare foarte ușoară, nu prea apăsată. Deci, spuneți că primul nivel la mine va fi carcasul pentru celelalte șuvițe. Nu este neapărat să fie extrem de curat, da? Poate fi atașat mai pupos ca în cazul meu, dar următoarele rânduri le vom fixa foarte bine. Acum, fixez cu fixatorul aerosol pentru a fixa textura mea. Așa. Și voi aranja exact la fel celelalte două șuvițe pe lateral. Pulverizăm pudra, o tapare foarte ușoară de desubt. Uitați-vă, mă extind peste șuvița cealaltă ca să le intersectez frumos și când ajung aici la vârful, îmi cu grijă ca să se intersecteze val în val, șuviță cu șuviță, să obțin o masă uniformă de păr. Cealaltă parte, șuvița. La fel voi pulveriza pudra. Voi efectua o tapare foarte lejeră. Îmi extind șuvița peste șuvița de pe centru. Așa, pierdem cu grijă vârfurile. Părțile laterale la fel le pătrunem ca să fie aranjate curat și putem să fie folosim fixator, nu că putem, dar trebuie, și de pe interior, pe desubt, să fixăm bine toate pufurile și continuăm cu fixarea. Scopul nostru la ondulare, vă spuneam că anume este important că poziția ondulatorului să coincidă, să fie toată la aceeași poziție față de scalp, să fie toate pe același rând, pentru anume ca să obțineți, uitați, să vedeți aceste valuri frumoase care se încadreze exact unul în altul, să obținem așa o textură frumoasă. Și trecem la următorul. De obicei, până la următorul rând, fixăm neapărat cu fixator lichid această masă de păr ca să fie rezistent. Pe cliente, sigur că se poate repeta chestia dată de câteva ori. Adică fixatorul lichid. Eliberăm următorul rând de valuri și vom aranja exact la fel cu grijă. Așa. Începem de pe mijloc. Acum, deja că e următorul nivel și am spus că trebuie să avem deja niște valori mai curate, voi folosi ceara înainte de aranjare. Ceara îmi oferă posibilitatea să obțin, iată așa, o textură mai curată, mai liceasă, mai frumoasă. Și o folosesc până obțin textura care îmi trebuiește, da? Până la fixatorul lichid. Până la fixatorul cazos, folosesc ceara pentru ca să estompez bine șuvițele, să le șefuiesc, să le fie frumoase. Și, iarăși, nu vă fie frică să pieptănați bine vârfurile, ca ele să se încorporeze frumos în toată masa de păr. Abia atât, ușor încep a fixa cu fixatorul din proces.
Exact la fel aranjez și celelalte șubițe. Pulverizez întâi un pic de ceară. Și atent, cu grijă, peptănăm șubițele. Și uitați-vă cât de curată devine ondularea mea. Vârfurile se poate de prelucrate iarăși cu un pic de ceară și de mai peptănat încetișor, doar că foarte atent și fin, ca să nu ne stricăm masa de sus aranjată. Și după ce am fixat de aranjat tot rândul, folosim iarăși fixatorul lichid pentru netezire. Dacă sunt undeva care va pupi, netezim bine șubițele ca să fie și mai curat. Și ar fi bine un minut să lăsați să se usuce acest fixator lichid, fiindcă el este fixare puternică și este lichid. Azi, următorul nivel. Foarte multe ori, când ajung la penultimul nivel, prefer întâi să aranjez valurile din față, după care în spate, ca să aranjez destul de proporțional. Deci, să vedem. Aranjăm în cazul dat și noi întâi valurile din față, după care revenim la cele din spate. Astăzi folosim ceara și începem cu prima șuviță de lângă toate. Netezim, peptănăm și extindem spre față. Folosiți ceara ori de câte ori aveți nevoie pentru a avea texturile curate. Extindem șuvița. Dacă la fel continuăm cu șuvița de prin mijloc. Sigur că această șuviță poate fi extinsă și peste prima șuviță. Chiar multe ori eu pot să le peptăm pe toate odată. Așa, și ultimul, a treia, o voi aranja peste aceste două. Dar întâi le cuplez bine vârfurile la primele două, le aranjez, după care revin la el. Iarăși pulverizăm ceară, netezim încetișor. Și vom extinde peste
celelalte valuri. Peptenăm încet ușor ca să ne încadrăm, să se încorporeze în primele șuvițe. Iată așa. Nu vă fie frică niciodată să vă peptănați masa de păr, doar că cu atenție, cu grijă. Fiindcă valurile necesită mereu peptănare, fiecare nivel peste nivel, doar că la suprafață, ca ele să se încorporeze și să arate frumos. O masă întreagă să fie. După aia, fixăm fixatul. Așa, exact la fel fixez și partea cealaltă și apoi revenim în spate. Așa, am revenit înapoi în spate și am venit pe ultimul rând. La fel să lăsăm ceara înainte de peptănat. Și peptănați cu grijă, nu peptănați prea stufos. Odată trecem prin șuviță, nu de multe ori. Uitați-vă, acum nu fixez șuvița aparte. Lucrez întâi cu toate șuvițele odată. Le aranjez. Fac o masă de păr de sus. Le intersectăm frumos. Că dacă voi fixa cu fixativ și voi avea nevoie de careva modificări, va fi un pic dificil. Iată așa. Așa. A patra și a treia șuviță. Exact la fel, intersectez aici bine, bine. Îmi extind șuvița un pic acolo și iată acum partea aceasta de la periferie, fiindcă deja aranjat-o, aș putea să o fixez cu un pic de fixator, doar nu până jos, doar până unde am aranjat. Până aici și pot să fixez un pic cu mine blocul. Și ultima șuviță. La fel, întâi pulverizăm ceara. Netezim. Și foarte atent la cum intersectăm șuvița dată cu șuvițele din față. Deja putem fixa cu fixator, încă este ultima șuviță. Mai folosesc un pic de ceară și mă voi extinde peste șuvițele de pe mijloc. Iată așa. Mă extind și pe laterale, dar mă extind și pe spre mijloc ca să mă intersectez bine cu cealaltă masă de păr. Așa, și acum continuă până jos să peptăm. Pulverizez ceară și foarte atent peptăm această masă de păr. Să le intersectăm frumos. Și când peptănați, peptănați cu grijă mare. Pulverizăm ceară și mai peptănăm. Vârfurile când sunt încălcite, uitați, le țin foarte strâns de șuviță
și le pleptăm aparte. Apoi le pleptăm împreună. Și uitați-vă, anume, pleptănarea asta îmi permite ca eu să le încadrez bine în celelalte straturi precedente. Straturile precedente. Iată așa. Cu atenție, cu grijă și abia după ce am aranjat totul foarte bine, voi fixa și cu fixator. Fixatorul gazos, după care fixatorul lichid. Așa. Și ultimul nivel de fixator lichid. Și ultimul nivel. Deci, întâi și întâi, la ultimul rând, ca și toate rândurile precedente, cam de obicei începem aranjarea cu mijlocul. La ultimul rând este obligatoriu să începem cu mijlocul. Fiindcă, dacă vă amintiți, aici am făcut ondularea sub unghiuri la cărări, adică când am făcut separările, și ca ele să se încorporeze frumos, este necesar ca întâi să fie aranjat mijlocul. Deci, iarăși folosim ceară. Netezim bine șuvița. Extindem. Nu mă grăbesc să aranjez șuvița dată până jos. Voi continua și ca și la stratul precedent. Cu toate odată plec. Așa, voi aranja și cealaltă șuviță până la mijloc. Și voi pieptăna ca să mă intersectez bine toate. Prelucrez cu ceară și continui să netezez ca textura să fie la maximum curată. Și deja încep încetător să fixez și să fixez. Aici are să vă folosi ceara. Încă este păcos. De fiecare dată când lucrați și vedeți că textura vă este șuvița, bucla, textura vă este prea pufoasă, mai pulverizați o dată ceară și să vedeți cum își schimbă. Devine mai ascultătoare și mai curată. Și aranjăm frumos ca masa noastră de păr să fie una totală. Și abia după începem să fixăm cu fixator. Sau dacă mai dăm nevoie, mai pulverizăm un pic de ceară. Așa, și exact la fel, continuăm până jos. Ceară. Cu ceară netezim, desigur că, și încadrăm șuvițele în cealaltă masă de păr. Să obținem o textură foarte, foarte, foarte curată. Ceara este cea care vă permite să obțineți textură foarte curată, să știți. Chiar și dacă în cazul când ați pulverizat prea mult, nu este grav, fiindcă puteți să lăsați șubița să se usuce și ceara se evaporează.
puneți corundare. Deja eu voi face finisarea și o să vă arăt ce accesoriu ar fi potrivit pentru așa tip de coafură. Eu continui să prelucrez, voi fixa bine cu fixatorul, simită. Și uitați-vă, anume acest tip de aranjare cu valuri oferă rezistență, fiindcă toată masa de păr este aranjată val cu val, cu acuratețe, și asta și creează rezistența și face diferența de valuri pufoase și valuri clasice, valuri perfecte, le numesc eu acestea, sunt valuri perfecte. Continuăm până la vârful, la mine aici atârnă o tubiță un pic mai lung, se poate un pic de tapat, de făcut un pic de tapare, îi mi-ai dat așa, se mai fac așa un bani. Și desigur că la final prelucrăm și cu fixativul lichid. Deci, haideți la final să vă mai aduc aminte încă o dată ce produse pentru fixare am folosit eu. Deci, am folosit pudra pentru volum. Ea se efectuează foarte ușor taparea la rădăcini. Este gama Kini numărul 31. Fixativul cristal folosit în proces cu fixare medie, numărul 86, la fel gama Kini. Ceara pentru netezire, numărul 46. Fixativul lichid cu fixare puternică, numărul 97, chiune. Actual cu coafura, cu ceea ce facem.